Triple Virgin Radio în dimineața asta. Și asta pentru că, uite, s-au dat și banii de la Triple Play. Avem și invitat special și facem noi să fie vara, așa cum ziceam, chiar dacă afară e o vreme, frate, mohorâtă. Nu e așa, mă, Denis? Da, așa e. E... așa. E cumva să nu ieși din casă. Da, e vreme de aia de numărat copii națională și făcut bani. Da, dar acum ar spune unii dintre români. Da. Hai să povestim un pic mai mult despre tine. Ne-am lămurit un pic cu clanul, am înțeles că o să fie super action. Da. Cu mașini, cu fete, cu împușcături, cu intrigi, cu tot pachetul. Așa cum, na, ar și trebui să fie, având în vedere că vorbim despre clanul. Da, că trebuie să fie într-un fel. Cu acțiune. Da. Dar vreau să povestim un pic și despre tine. Ți-am zis, ai deja fane, îmi scriu fetele la 0734 36 30. Vreau să povestim un pic despre tine, despre cum te-ai apucat tu de actorie, de unde până unde chestia asta și nu altceva. Da, de nicăieri. De nicăieri, a? De nicăieri, da, asta e răspunsul sincer. Ai simțit chemarea? N-am simțit niciodată. Așa? Eu cred că alți oameni poate o simt această chemare, eu n-am simțit-o, la mine a fost foarte pragmatică treaba. Așa? Am fost într-o trupă de teatru de amatori în liceu, am dat un casting, l-am luat, am intrat pentru că în timpul școlii generale făceam tot felul de scenete, probabil cum mulți dintre noi am mai făcut, și am avut mie acest... Mie îmi spui, așteptându-l pe Godot. Da, am avut această dorință să văd dacă pot mai mult. Îmi plăcea cumva tipul ăla de energie și atenția pe care o primeam din partea publicului. Am mers și datorită faptului că am tot fost prin țară pe la diferite festivaluri de teatru, mi-a crescut așa apetitul pentru meseria asta, sau cum mă gândeam eu atunci. Plus că în liceu aș fi avut și alte opțiuni, dar trebuia, era cu pregătire, să faci pregătire înainte. Nu, la ce mai puteai să te faci dacă nu actor? Voiam să mă duc în armată, să dau la drept, pentru că eu habar n-aveam nimic despre asta. Adică credeam că e la noi sistemul judiciar, nu știu, de drept judiciar, e ca la american prin filme, niște nebunii din astea. Nu m-am documentat. Voiam așa din capul meu, tipic vârstei, nu era nimic realist acolo. Și mi-ar fi plăcut să mă fac doctor, dar trebuia să învăț mult prea mult la fel pentru tipul de capacitatea mea de învățat de la vremea respectivă. Eu voiam totul practic, să fac ceva, să pun mâna, să învăț, nu? Să stau prin cărți, să citesc. Era altă vârstă, altă gândire, altă mentalitate. Și am dat admiterea la Iași, am intrat cu 10, întâmplarea face... Și după asta am venit la București. Ei, eu zic că nu e chiar o întâmplare. Adică să intri cu 10 la teatru nu e chiar întâmplător. Da, nu vreau să fie acolo. Laudă. Lasă, toți vin aici la radio și sunt atât de modești toți. Măi, fraților, sunteți bine. Pentru că bine. Eu am mers cu frică, n-am mers cu vreun tip de încredere. Adică nu am dus și am zis, domnule, o să rup norii. Și tocmai am dat la Iași pentru că era mai aproape de casă. Și fiindcă existau niște preconcepții prin zona în care am crescut eu despre capitală, despre București. Bucureștenii sărăi, acolo numai pe pile, numai așa vorbește lumea prin partea aia locului. Așa vorbește lumea în general despre noi mitici. Am venit, nu m-am convins într-adevăr și n-au fost reale preconcepțiile astea, adică nu s-au adeverit, dar așa am avut practic încredere să vin și la București, văzând că am intrat primul, efectiv, am avut tipul ăsta de curaj să vin în capitală, am dat admitere la UNTC, am intrat și aici și am și rămas pentru că, bineînțeles, oportunitățile sunt mult mai vaste în capitală, în comparativ cu un oraș de provincie, și lucrurile s-au derulat în continuare exact pe făgașul ăsta. Și acum, pentru serialul nou de la ProTV, Clanul, cum s-au legat lucrurile? La mine tot timpul a fost cu castinguri, nu știu câte proiecte am primit, pentru că de multe ori, știi, mai apar oameni prin showbiz sau nu neapărat și zic, am avut oportunitate, m-au chemat, eu tot timpul am dat castinguri. Să știi că și eu. Da. Demo-uri peste demo-uri și castinguri. Castinguri. Dar parcă e mai mare satisfacție, este, știi? Este, pentru că știi că e pe munca ta, știi că nu e din recomandare nimănui, știi că... Nu contează și recomandările, nu zic că nu. Bineînțeles, contează foarte mult și sunt de bun augur, dar e o satisfacție acolo, ai mare dreptate. Așa am ajuns, prin castinguri, mai multe etape, foarte mulți actori, înalți, făcuți, buni, frumoși și talentați. Și cumva... Ai avut emoții la castingul ăsta pentru serial? Am avut emoții, dar știi din ce perspectivă? Pentru că a fost perioada asta de pauză, pentru că au mai fost și alte proiecte înainte, tot așa de anvergură, a fost o perioadă de pauză după și atunci îmi doream foarte tare să iau rolul ăsta, pentru că avem multe lucruri în comun. Și o să vedeți și în serial, pentru că e totul cu credibilitate, astfel de valori, credibilitate, autenticitate, organicitate, și știam că pot să fac personajul ăsta foarte bine și mi l-am dorit în tot sufletul, recunosc, chiar mi l-am dorit și
nu mai vedeam nimic, adică erau foarte mulți actori, colegi de-ai mei de prin teatru, numai asta deam în cap, o să iau castingul ăsta, eu trebuie să iau castingul ăsta. Știu, țin minte că mergeam chiar la unul dintre regizori acolo, era una a doua etapă de selecție și băteam la ușă pentru că nu mi-a plăcut o probă de dinainte, a fost cu cineva, o parteneră, nu prea știa bine textul, din păcate. Uh-huh. Și eram foarte frustrat, voiam să mai dau încă o probă pentru că știam că pot să demonstrez. Eram foarte critic cu mine. Da. Și am zis, nu, no pressure, să... știi, da, cum e? Nu punem deloc presiune pe noi. Recunosc, mi l-am dorit. Chiar mi l-am dorit și cu atât mai bucuros și măgulitor pentru mine e că l-am luat și că m-au ales. Noi abia așteptăm să te urmărim din toamnă. Așa cum ziceam, vin mesaje. Deci am mesaje de la Maria din Curtea de Argeș. Salutare tuturor, Denis mi se pare foarte tare. După care mai am un mesaj de la Amalia, care zice: tare, Denis, îmi place și vocea. Te-ai gândit să faci radio? Am făcut ceva radio. Ai, de la Huș pe acolo. Ce tare. Și plus că în liceu puneam muzică, vorbeam cu toți din liceu, cu colegii, le puneam tot felul de știri, uh-huh, interactive cumva, ca să animăm pauzele dintre orele de curs. Și da, m-am gândit, dar n-am făcut. Dar pe viitor, cine știe? Cine știe? Păi fii atent, dacă toți suntem așa polivalenți și multitalentați și prezenți la radio, îți mai dau un challenge scurt. Dar înainte să-ți dau ultimul challenge pe ziua de astăzi, vreau să-ți mulțumesc că ai venit astăzi la noi. Eu mulțumesc. Te mai aștept imediat după lansarea serialului, da, să povestim, să vedem reacții la calți. Și așa? De ce? Pentru că atunci o să putem și vorbi aplicat. Normal. O să apară, vedem despre ce e vorba. Exact. Acum știi cum e, n-avem voie să dăm nici data, n-avem voie să spunem multe lucruri, e așa top secret, dar am vrut să ne întâlnim ca să cum să zic, să teaserim un pic acest fenomen al toamnei, care cred eu că o să fie clanul la ProTV, și pentru că, așa cum ziceam, un ultim challenge, ai 30 de secunde la dispoziție să ne luăm la revedere cara la radio. Bun, ascultători ai Virgin FM, vă lăsăm mai departe cu o muzică bună, așa cum sunteți voi obișnuiți, ascultați aici și doar aici, și vă dorim o sărbătoare națională plăcută, deși vremea e mohoroasă, voi să vă bucurați, să stați aproape de cei dragi sau să vă bucurați de timpul liber. Vă salutăm, vă pupăcim și vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi cu cea mai bună muzică. Yeah, Denis, foarte tare! Profită de prețul Lidl și ia-ți ingredientele necesare.